În țara în care jumătate dintre copii au probleme cu greutatea și un sfert dintre ei sunt obezi, ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu, vrea să elimine notele de la ora de educație fizică, la fel și la muzică, desen și religie. Din punctul nostru de vedere, această situație poate fi reglementată în timp, însă în momentul actual consider că schimbarea modului de notare la discipline nu cred că este în avantajul elevilor. Deci noi considerăm că această temă trebuie dezbătută public, trebuie discutată cu profesorii, cu părinții și după aceea să fie adoptată ca și schimbarea legii educației. O astfel de schimbare va reduce și mai mult importanța acestor materii, iar rezultatul nu poate fi decât negativ. Elevii vor lipsi mai des de la ore. Educația fizică, muzica, desenul și religia ar putea să fie cele patru materii la care elevii nu vor mai fi evaluați cu note de la 1 la 10, ci cu calificative precum bine, foarte bine, satisfăcător. Nu știu ce să vă spunem despre așa ceva cu școala asta, cu elevii, tineretul de astăzi. Credeți că este în folosul elevilor sau în dezavantajul lor? Dezavantajul lor. Credeți că este în dezavantajul elevilor sau în avantajul lor? Păi este și în dezavantajul elevilor. Cum? Ce să facă? Nu trebuie să învețe. De multe ori pot dezavantaja notele astea. S-a întâmplat de multe ori ca profesorii să le dea note mici la sport, desen sau, eu știu, alte abilități și să-i dezavantajeze de materiile unde ei pur și simplu sunt buni. Poate mulți sunt buni la literatură, la matematică sau la altceva. Nu toți suntem talentați la desen sau la muzică. Le facem pentru, eu știu, de plăcere, dacă ne place, sau că trebuie să avem o cultură în domeniul ăsta. Nu neapărat să fim evaluați. Există copii care au aptitudini pentru aceste discipline, deci mi se pare complet greșit. Cred că e foarte bine să primească note și să... Sunt totuși niște materii care, de când știu eu, de când eram eu copil, erau la școală. Ecaterina Andronescu spune că momentan este doar o propunere pentru noua lege a educației, dar consideră că notarea de acum îi stresează inutil pe elevi. S-ar încerca cumva să se scoată această presiune a notei, adică să nu fie cumva dezavantajați în raport cu ceilalți copii care au aceste abilități pentru mișcare și pentru probele care se dau acolo, că sunt probe destul de complexe, care necesită o condiție fizică bună. În prezent există instituții de învățământ unde s-a renunțat la sistemul tradițional de notare, exprimat prin note întregi, acestea înlocuindu-se cu acordarea calificativelor admis-respins sau calificativele foarte bine, bine-suficient-insuficient, sistem apreciat ca fiind mai stimulativ și totodată echitabil.